Salutare, prieteni! Minus 3 grade, se simte iarna, ne pregătim de aventura de iarnă. Așa de bine e și vine zăpada imediat. Dacia Duster, modelul 1 din 2011. Știți că acum o lună am făcut un video aici pe canalul de YouTube în care v-am rugat, de fapt, am zis că vreau să cumpăr un Duster, ajutați-mă, un Duster, am zis, primul model. Atunci am zis că vreau să-mi iau un 1.5 DCI sau dacă găsesc unul foarte bun, atunci poate să fie și 1.6 MPI, de fapt, 1.6 pe benzină aspirat. Să știți că chiar am zis atunci să fie una corectă, nu am dorit chiar dacă un pic e zgâria, dar să fie una corectă. M-au sunat foarte mulți, am fost să văd peste 20 de Dustere, dar cred că cu anunțul ce am făcut eu pe YouTube că vreau să iau Duster, foarte mulți au zis, uite că scap și eu de rabla mea, așa că din păcate am făcut vreo 2-3.000 de kilometri în țară, în stânga-dreapta, chiar dacă am vorbit la telefon cu proprietarul, domnule, n-are nimic, n-a fost lovit când am mers acolo și, de fapt, am măsurat stratul de opsea. Am dat seama amândoi că el vrea să mă păcălească pe mine și eu nu m-am lăsat păcălit. În fine, uite că 21 este numărul câștigător, 21 Neo este și numărul. Eram la Milano, la ECMA, la Expo Moto, când am primit un mesaj de la un urmăritor de al meu și a zis, Otilo, eu știu ce ai nevoie, uite, frate meu are un Duster care chiar e îngrijită super tare și dacă vrei poți să vii la Târgu Mureș să vezi și sigur vă înțelegeți voi la bani. L-am sunat pe frate său, pe Adi, care este un om super, super de treabă și de aici îl salut, chiar are grijă de mașină și în 3 minute deja am știut că vreau să mă la Târgu Mureș să iau mașina și ce am vorbit la telefon, așa și am găsit mașina din spatele meu, un Duster în 2021, 4x4, 1.6 benzină. Am ajuns la Târgu Mureș în 2 minute, am și bătut palma, prețul negociat la telefon, n-am mai vrut eu să negociez la fața locului, fiindcă am găsit mașina corectă de care am discutat, așa că dus și făcut, am bătut palma, am sunat contractele, am plătit mașina și am venit cu ea acasă, o am de vreo 2 săptămâni, ați văzut poza aici pe Facebook și acum o să urmeze puține modificări pentru aventuri, nu foarte multe, deci nu va fi o mașină ultra modificat, vă spun aici ce instalez, ce modific și cu siguranță voi face vloguri cu toate etapele. Deci ce am instalat pe el. Acum vă spun ce o să instalez, când o să instalăm ceva, vă arăt ce am instalat un alt vlog și la final o să vă arăt mașina gata de aventură extremă de iarnă. Peste 3 săptămâni, înainte să vă prezint mașina, peste 3 săptămâni împreună cu fiul meu, cu Norbi, pornim într-o expediție extremă de iarnă. Acum 5 ani am finalizat expediția din Siberia cu Loganul. Și acum va apărea cartea marți, chiar veniți aici pe canalul de YouTube marți, la ora 19 va fi lansarea online live în premieră, deci a cărții cu Loganul în Siberia și Asia Centrală și în 1 decembrie o să vă anunț destinația unde mergem în aventură. Da. Am rămas ce o să instalez. Acum stau pe un uitați scaunul meu. În primul rând am achiziționat un set complet de suspensie Iron Man. Și acum de ce Iron Man? Dar o să vă povestesc atunci când o să instalez, dar atât vreau să spun în Dusterul lui Kingo de nou, în Black Neo am montat Iron Man. Acum are 120.000 de kilometri mașina, 120.000 cu cord pe plafon, umblă cu Iron Man și nu s-a lăsat suspensia niciun centimetru jos, deci dacă am mers 120.000 de kilometri
în condiții, știți Kingo cum merge pe cu mașina, atunci vă dați seama că o să meargă foarte bine și pe Duster-ul meu. Apropo, aici în paranteză vă spun, cine urmărește și pe Beatrice Kingo, din păcate am postat și pe Facebook, canalul lui pur și simplu a dispărut de pe YouTube. YouTube de o lună nu ne dă răspuns, nu se știe de ce, am înțeles că s-a mutat niște canale pe servere, s-a pierdut, în fine. Kingo a făcut un canal nou, Fata cu Duster, o să vă las aici cum să băgați în YouTube și Fata cu Duster, cine a fost abonat acolo sau dacă sunteți acum abonații mei sau vă uitați la acest videoclip, mergeți pe canalul lui Kingo, fiindcă ea peste 3 săptămâni pornește în Maroc. Va fi o aventură cu vlogul zilnice, deci Fata cu Duster, mergeți acolo și sper că canalul o să revină acolo înainte să fie dispărut de pe YouTube. Dar într-o săptămână deja a adunat foarte mulți abonați, așa că mă bucur că sunteți alături și de ea, Fata cu Duster. Haideți să mergem mai departe. Suspensia Ironman, o să vină un trolley Grizzly în față, fiindcă cum mergem iarăși cu o singură mașină, am simțit nevoia neapărat să mai pun un trolley, rămânem împotmălit ceva, deci să am un trolley acolo. O să vină două reflectoare în față, frumos acoperite aici în țară, dar unde merg, acolo este, chiar e voie să folosești, așa că nu o să avem probleme. Din păcate, farul ăsta de la Duster nu sunt nici pe LED, nici pe Xenon, nu bat foarte bine. Aici cine are Duster 1, puteți să mă ajutați voi ce becuri folosiți, poate este o modalitate să pună niște becuri mai puternice. Prima mea Duster 1, știți că am avut multe Duster, dar modele noi, deci cine folosește becuri mai bune, dar nu că a auzit de la cineva, deci chiar folosește și este foarte bun performant, să spuneți că automat o să le schimb, nu mi se pare că bate foarte bine. Va fi montat un încălzitor suplimentar, auxiliar, cum spunem noi, Sirocco, Abash Packer. De ce am ales Abash Packer și nu am ales de la concurență, știți brandul, nu vreau să spun, fiindcă e simplu, Abash Packer ne-a montat și Sergei când a fost în Siberia și a funcționat la minus 60 de grade, Abash Packer am avut pe Toyota Land Cruiser când am mers la Norcap și am dormit în cort, am încălzit cortul. Am avut de ales între cele două branduri mari. Eu, dacă Abash Packer-ul a funcționat perfect, atunci am zis că merg mai departe cu Eber, fiindcă tot este german și dacă nu m-a lăsat niciodată pe drum, a încălzit foarte bine mașina și mi s-a părut mai silențios, așa că am și achiziționat. O să urmeze să-l montez, o să fac și un vlog. Da, este Abash Packer pe benzină și chiar consumul este același ca și pe motorină, deci chiar mi s-a părut super interesant, așa că o să vă arăt și în vlog cum montez, de fapt după ce am montat Abash Packer-ul, cum funcționează. Deci am vorbit, vor fi montate suspensii, trolley, încălzitor auxiliar, va veni un cort plafon, o să dormim în aventură 2-3 nopți în cort, o noapte la hotel, un overlander. Ați văzut probabil și la Kingo, folosește overlander, a fost cu ea peste tot în anul acesta și chiar a prins ploi torențiale, deci nu a avut absolut niciun fel de problemă. Eu o să am un alt model, când o să montez cort o să vă prezint și evident cu încălzitorul auxiliar, deci de la Sirocco, va merge un furtun. De data asta o să-i și izolez mult mai bine furtunul, să n-am pierderi. Și o să încălzim cortul. Deci ăsta va fi setup-ul. În rest, absolut nu va fi montat nimic pe Duster. Și evident, acum are amelope Goodrich foarte bune, dar nu-mi place cum merge pe zăpadă acest Goodrich. Am avut și pe Land Cruiser, așa că am ales anvelope full iarnă, fiindcă unde să mergem în aventura extremă chiar va fi zăpadă multă, așa că am ales tot de la Petlas. Când o să vină o să vă arăt și pe Facebook când am postat că am ales anvelope Petlas, au sărit mulți la mine și au zis, oatilor, îți plătesc cu Michelin, îți plătesc eu, nu, dragilor, aș avea chiar posibilitatea să cumpăr Michelin sau orice. Cine a urmărit vlogul meu cu autorulota
când am fost la Cercul Polar și am avut Petlas, știu din ce situație m-a scos. Știu cum a funcționat și cine urmărește pe canal știe că eu nu sunt fan ambelope de brandul mai și cu Land Cruiser. Am fost cu niște branduri chinezești care nici numele nu mai țin minte, la Norcap și am mers cu brio. Dar anul trecut când am fost cu Petlas cu Autorulota și am urcat pante de 14 grade cu tracțiune pe spate în Norvegia, am zis că eu și de data asta în aventura extremă voi folosi Petlas și pe parcurs o să vedem dacă a fost o alegere bună. Vedem și rămâne totul de văzut, știți cum e. Deci ăsta va fi montat și o să pun distanțiere de 2,5 să scot un pic roțile mai afară, fiindcă o să avem destul de mult off-road, să fie mai stabilă mașina. Și de la Scoot Protection, știți, de la băieții de la Odorheus, cu ei, toată lumea știe, cu scooturile Scoot Protection, chiar am primit ceva scoot super fain, care acoperă toată fața și merge până în mijloc. Așa că voi monta niște scooturi, o să am nevoie unde merg și scoot în spate la diferențial. Cam asta a fost ce voi monta pe mașină, dar o să, cum am zis, o să vină etapele. Și acum, de ce am ales Duster 1 și de ce nu Duster 2, de ce nu modelul facelift, este foarte simplu. Nu am vrut Duster-ul model nou, cum am avut, cu care am fost la OMCOM sau Black Neo, din motive financiare. Mașina asta va fi exclusiv folosit pentru aventuri. Acolo, dacă vedeți, am o altă mașină, 69 Neo, un Golf 6 din 2017, este dotat absolut, deci mie mi-este perfect. Are cârlig, acum ai luat jos cârligul, dar o să trag trailerul în moto. Așa că mașina de zi cu zi am, e diesel, așa că totul. Dar această mașină din spate Duster va fi folosit special dar pentru aventuri, pentru mers pe munte, pentru așa ceva, nu mersul zi cu zi. Și n-am vrut să investesc foarte mulți bani. Un Duster 2, 1.4.4 și cu cât de cât îngrijit, este de la 15.000 de euro în sus. Deci a căzut din start și a căzut și din mai multe motive. Imediat trecem și acolo. Am avut de ales între Duster 1 și facelift, cu mare Cosmin Crăciun. Sigur, plăcea mai mult cu mare Cosmin, că e bordul mai altfel, dar, scuze, unul mai bun nu am găsit sub 10.000 de euro. Sunt Polix, 8.500, nu luăm în calcul. Deci unul bun, cum e ăsta îngrijit, sub 10.000, 11.000 de euro nu am găsit, așa că acest am rămas la Duster primul model, am cumpărat cu 6.500 de euro. Și plus ce mai pun în el o să mă costă încă vreo 3.000, deci așa echipat cu suspensii, cu sirocou, cu de toate, ajung la prețul de Duster 1 facelift, așa că maxim 9.000, 10.000 o să stea echipat full pentru expediții. Deci din cauza asta am ales. Am vrut să aleg 1.5 DCI, dar când o să vă spun unde merg în aventură și o să înțelegeți, totuși va fi destul de frig. Nu OMCOM, că mulți au zis, nu, acolo deja am fost, n-ar vrut să merg, dar va fi destul de frig și când am fost cu Duster-ul la OMCOM, pe lângă AdBlue, hai că modelele noi au AdBlue, dar mult mai mult m-am chinuit cu filtrul de particule, care știți că la sub 12-13 grade nu mai regenerează. Aici noi nu simțim că mergem 1000 de kilometri, iar prindem 10 grade și regenerează, dar în aventuri lungi, când frigul te ține 10.000 de kilometri și aventura asta unde mergem o să fie aproape 20.000, chiar mai mult, 20.000 de kilometri. Dacă prin 10.000 de kilometri, ca temperatura să fie sub minus 12 grade, pur și simplu nu o să regenereze filtrul de particule și cine a urmărit vlogurile din OMCOM, blocaj motor, blocaj motor, blocaj motor, ne-am chinuit foarte mult. Ca să scot filtrul de particule, și asta era o variantă, că tau și mănu, dar nu este legal și știți că nu prea îmi place să fac absolut nimic ce nu este legal. Deci ăsta, când după aceea m-a sunat Adi, care are acest Duster de vânzare benzină, am zis gata, așa o să fac. Aici nu am filtru de particule, nu am nimic. Duster-ul este unul Laureate, dar și atunci pe Duster de Laureate
știți că dotările sunt geamurile, deci și aer condiționat. În rest este simplu, motor aspirat. Prietenul meu Mircea Micla, aici pe canalul de YouTube, găsiți un vlog în care am făcut cu un Logan cu această motorizare. Are 420.000 de kilometri fără probleme și de când are Mircea a pus GPL și este în regim de taxi. Deci motorizarea asta 1.6 pe 16 valve, are 105 cai. E destul de leneș, dar eu nu mă duc să concurez în Formula 1, în aventură să facă față. Dacă Loganul de 75 de cai a făcut față în la 31.000 de kilometri și această motorizare, eu zic, chiar dacă mașina este un pic mai grea decât Loganul, o să meargă. Deci am ales motorizarea asta, să n-am probleme cu filtrul de particule, nu mai trebuie să montez încălzitoare suplimentare cum a fost la diesel, totuși la o să prindem probabil 40 de grade minus, poate și temperatura mai scăzută decât 40. Și atunci am zis că nu mai vreau să montez încălzitoare de filtru de motorină, așa că benzina aspirat, chiar dacă consumă mai mult, dar peste o săptămână este programat, voi pune GPL. Cât am înțeles de prietenii mei care circulă în zonă, până la minus 30, minus 30 și ceva de grade, cu GPL nu este problemă. Deci când o să întâmpânăm frigul mai jos de minus 30, vom merge dat pe benzină. Când o să prindem minus 20, merge pe GPL foarte bine, deci o să montez GPL, așa o să am și o autonomie aproape dublată, o să mă duc și mai ieftin, deci tocmai din cauza asta am ales această motorizare, să nu mai am probleme cu filtrul de particule și toate celelalte. Cred că am povestit destul de mult despre Duster. Haideți să, cum am zis, voi dezvălui în 1 decembrie în vloguri unde merg în aventură. Haideți să vă arăt cât de cât mașinuța. Duster, cum am zis, arată bine, e murdar, nu mai calculați că este murdar, asta e, azi am fost în oraș, dar nu a fost accidentată, chiar este în stare bună, are și cărlii de remorcare. O să la mine în curte, acasă. Dar absolut, mi se pare că e în stare chiar super bună. O să vă arăt și interiorul. Ce am mai pus un extra, am schimbat casetofonul. Era casetofonul cel, nu era original, era ceva așa, un casetofon simplu și am optat pentru acest Android Multimedia, merge foarte fain, chiar are Apple Car, wireless, pot să, dacă mă uit la GPS, pot să pun aici GPS-ul, bine, asta se închide dacă vrei, poți să închizi, dacă ți tare frig și să vină căldura așa aici, dar nu e cazul, dar de pe telefon poți să pui muzică, mi-a plăcut așa, arată bine. Chiar e bine. În rest, înăuntru, eu zic că e super îngrijită, murdară, am cumpărat niște preșuri mai de domne ok. Și atât. Este nimic de... Am avut o cotieră, am montat de o cotieră, dar era foarte nașpa când te-ai pus pe el și a căzut, așa că nici mă deranjez să am cotieră. În spate este și super îngrijită, dar e murdară, dar ce faci, o să-l curăț oricum înainte să plec. Portbagajul e ok. Cunoașteți această mașină, nu are foarte mult rost. Prezint detaliat, să vă arăt și motorul. O să vă prezint, o să mă duc cu el și în timpul mesul, când va fi gata preparat, atunci deja o să știți unde merg în expediție. Și am zis că atunci o să vă prezint și în timpul mesului. Acum, așa, toți au cerit, toate le prezintă, ne prezintă ne mașina ce ne-a văzut pe Facebook, așa că aici e motorul, n-a fost spălat, o să-l curăț un pic, dar nu o să spăl, dar o să curăț. Și am cumpărat un acumulator nou. Ăsta este un acumulator dual, deci e dual AGM, chiar dacă scrie 50 de amperi, dar știe mult mai mult, nu o să am probleme. Știu, am mai folosit acest acumulator. Este mic, dar puternic și îmi încape super bine aici, la locul lui, nu mai trebuie să tau.
Motorul are 161.000, distribuția a fost schimbată la 120.000, dar înainte să plec, cu siguranță, asta nu v-am zis, o să mă duc la Autoclass, aici la Dacia Satu Mare, și o să schimb distribuția, chiar dacă am mers 41.000 cu distribuția, dar am zis că, știți, la modelul ăsta este foarte întreținut. Și aici, iarăși, de ce am ales acest model și nu un model Duster nou, absolut totul este ieftin pe el și, deci, o să schimb consumabilul la bani mărunți, o să schimb uleiul, o să schimb distribuția, toate curelele care ar putea să am o problemă. Și discurile, cum am văzut, nu sunt tocmai cele mai bune și am găsit și Brembo chiar la 300 de lei. Deci, ieftin schimb totul. Ăsta e genial la Duster 1, tocmai din cauza asta. La Duster mai nou nu sunt piesele chiar cele mai ieftine. Știu, am avut două, deci... Plus pe mine nu m-a interesat nici senzul de parcare, cameră, unghi, nu știu ce. Nu, ăsta n-are nimic, deci n-are ce să se strice. E așa cum e, aer condiționat, geamuri electrice, n-ai ce să se strice, n-am niciun senz ce să înghețe, deci așa e, chiar e cel mai bine să ai o mașină de aventură când poți să repari oriunde. Și Duster-ul, cum știți, este peste tot în lume, cred că găsești piese absolut. O să verifice băieții de la Autoclass Satu Mare, de la dealerul Dacia, și frânele ce am de schimbat, o să schimb. Bujiile, vreau să le schimb, chiar dacă nu știu când a fost schimbat, dar prefer să le schimb, așa că va fi o revizie generală și eu zic că o să facă față unde mergem. Sper că o să facă față. Când o să o dezvălui un 1 decembrie, o să vedeți că de ce am un pic de emoții. Nu mergem la lumea acum, cum am zis, și dacă cel de la Oimeacon, expediția de la Oimeacon a fost foarte grea, fiindcă a fost la minus 65 de grade, eu de data asta cred că unde vreau să mă duc, și am căutat pe toate forumurile, nu știu că a mai fost român acolo, deci sper și cred că voi fi cu Norbi împreună, vom fi primii români cine mergem iarna acolo. Nu vreau să spun cum o fi prins, eu nu am găsit informații, dar va fi foarte hard, deci atâta pot să vă spun. Deci ne-am gândit de foarte mult timp să facem această expediție și din nou ne băgăm cu o singură mașină, care nu va fi ușor, fiindcă dacă se întâmplă ceva, cântă popa ultima romanță, dar am încredere în mine, totuși am deja o experiență în aventuri, mai ales în aventuri de iarnă extreme. Am încredere în Norbi, în fiul meu, fiindcă s-a călit cu mine cu Loganul în Siberia. Așa că suntem conștienți ce facem, dar vom avea același riscuri care am avut când a fost cu Duster-ul în Siberia la Oimeacon. Poate puțin și mai mare, dar o să vedeți când o să vă dezvălui. Va fi o aventură de vreo 50 de zile, 40-50 de zile. Și sper că o să urmăriți aici pe canalul de YouTube. Pe site-ul meu, am uitat să spun, pe www.verticiotilo.ro, deci pe site-ul meu, începând din 28 noiembrie, ora 20, deci după lansarea online, o să veți putea da drumul la comenzi, la achiziționarea cărții. Mă bucur foarte mult pentru, am numărat 700, nu știu câte mail-uri am primit și mesaje, Otilo, când putem cumpăra cartea, deci eu chiar mă bucur, fiindcă am muncit mai mult de 2 ani pe această carte să iasă așa fain cum am dorit noi, cu poze acolo, dar o să vă prezentăm aici pe canal la lansare online cum arată cartea. Deci atât am vrut să spun, mulțumesc că ați urmărit și o să ne urmăriți în aventura cea mare când mergem cu Norbi. O să stați pe bancheta din spate, trebuie să vă îmbrăcați foarte tare, fiindcă o să fie frig pe bancheta din spate, și faceți-vă asigurare pe călătorie că va fi foarte extrem. O să vedeți despre ce vorbesc când vom, în 1 decembrie, tot aici pe canalul de YouTube, o să spunem unde mergem. Merită să fiți pe canalul de YouTube acum. 28 decembrie lansarea cărții, 1 decembrie
unde mergem în aventură. Vin foarte multe vloguri cu prepararea mașinii și în 2 decembrie o să vin cu un vlog surpriză, nu vă dezvălui acum. Deci cam fiecare zi o să vin cu video. Vă îmbrățișez, scrieți în comentarii aici ce gândiți despre mașina asta. Am zis dacă știți ce bec să folosesc, scrieți. Și foarte important, dacă mă puteți ajuta cu ceva, am vrea să uit. Deci chiar sunt curios dacă mă puteți ajuta cu ceva. Eu sunt un alt 1093 și chiar dacă las jos scaunul, e lăsat până jos, mie mi este un pic înalt și nu știu să caut alte două scaune din față să schimb, care merge mai jos, sau dacă știți cum aș putea să modific, să stau un pic mai jos, cine are Duster 1 sau a cumpărat alte scaune, ce alte scaune ați cumpărat sau cum ați modificat, să stau un pic mai jos, m-ar ajuta foarte mult. Hai, dragilor, să țineți minte acest număr, cred că va face din nou istorie. Să rămână și la revedere, vă îmbrățișez!